Bună ziua, stimați telespectatori, dragi brașoveni! Sunt Ioana Mircea, începe Brașovul tău. Muzica. Se consideră că muzica este limbajul universal. Aceasta lucrează cu frecvențele, iar tot ce se află în univers are o frecvență și vibrează. Dar cine conduce acest limbaj al muzicii? Compozitorul îl creează, iar dirijorul îl formează, așa îmi place mie să spun. De ce este muzica atât de importantă în viețile noastre? Care este rolul dirijorului în muzică? Pătrundem în universul muzicii alături de invitatul meu de astăzi, conferențiar dr. Ciprian Suțu, dirijorul corului academic radio. Printre repetițiile de la București cu corul radio, concertele cu Quintetul Anatolii și orele pe care le predă la Facultatea de Muzică din Brașov, brașoveanul Ciprian Suțu și-a făcut timp și a ajuns astăzi la noi în emisiune. Bună ziua! Bună ziua, Ioana! Bun regăsit! Bun regăsit! Bine ați venit! Bine te-am regăsit! Muzica este atât de plăcută că la o primă impresie poate părea o joacă. Dar cât de complex este de fapt acest domeniu? Este un domeniu complex, dar este bine să rămână ușoară, simplă, plăcută, precum un joc. Pentru că naturalețea cred că este o condiție de bază, principală, pentru a putea face ca mesajul muzicii să pătrundă în suflete, în conștiințe. Așadar, privind muzica nu în sens peiorativ, ca o joacă, pur și simplu ca o joacă, dar cunoscând sigur toate ingredientele ei, cred că putem să ne bucurăm și în calitate de creator de muzică, da? Și în calitate de beneficiari, ascultători. Câtă muncă este în spate? E o întrebare la care, sigur, că o să răspund un pic subiectiv, legându-mă de experiența și de viața mea, de activitatea mea. În spatele acestui domeniu, să spunem așa, se ascund mulți ani și multe ore de trudă, de muzică. În general, studiul unui instrument se începe pentru performanță la vârste fragede. Dacă îmbrățișezi, știu și o meserie precum cea de dirijor, e bine să ai în spate o experiență muzicală anterioară în calitate de instrumentist sau poate chiar de corist, de ce nu? Deci, dacă am aduna toți acești ani în care numărăm ore de studiu individual, întâlniri cu profesorii, concerte, reprezentații, ajungem la sume impresionante de ore dedicate acestui domeniu. Ca în sport, de altfel. Este un sport, este vorba de antrenament pentru a forma anumite reflexe, da? Pentru a crea în interior anumite legături și, sigur, cu cât studiez mai mult, cu atât ajungi mai departe, indiferent. Sigur că este foarte important talentul, dar dacă ai talent și nu studiezi, nu muncești cu el, nu-ți cultivi talentul, nu? Rămâi cu el îngropat și, cum să zic, nu-l pui în valoare. Așa că este cea mai importantă, decât talentul, cred că este muncă. Este muzica indispensabilă? Pentru mine, cu siguranță. Pentru oameni în general. Pentru oameni în general, cu siguranță că aceasta nu poate lipsi din viața omului. Ea există, după cum bine ai spus, așa s-a format lumea. Da? Un sunet, la început a fost cuvântul, dar cuvântul a fost muzică. Cele mai vechi ritualuri au pornit la ritmuri, anumite ritmuri, anumite incantații. Primele sunete pe care le scoate bebelușul când iese din burtica mamei le putem percepe ca muzică. Este muzica unui nou născut, de ce nu? Este primul său contact cu acest univers, cu acest spațiu. Întâlnim muzica la orice pas al vieții noastre. Aceasta, sigur,
poate fi muzica în stare naturală, muzica păsărilor, ne plimbăm prin parc ca să ne liniștim, ca să ne adunăm, să ne adunăm gândurile, să ne relaxăm. Ascultăm foșnetul frunzelor toamna, plimbându-ne pe sub tâmpa, sunetul valurilor, picăturile de ploaie, nu știu, am fuge mintea în diverse locuri, acum recunosc că vin după o zi destul de plină și probabil involuntar sunt așa niște direcții pe care aș vrea, în care aș dori să o apuc ca să mă să mă refac puțin. Dar redevenind puțin mai serios, sigur că muzica este important să influențeze spirite și să adune. Muzica poate aduce împreună oameni și poate să-i facă mai coezivi, mai empatici, mai buni. Muzica poate aduce starea de pace, că toți suntem într-o perioadă cu mari tensiuni. Muzica este foarte importantă în viața omului. Am înțeles. Ce reprezintă pentru dumneavoastră muzica? Pentru mine, muzica înseamnă pasiune, înseamnă vocație, înseamnă viața mea, înseamnă poate ce este mai important în viața mea de când, sau o constantă în viața mea, în sensul ăsta spun că poate ce este mai important, o constantă din frage de pruncie, să zic așa, până în prezent am fost înconjurat sau am activat în spațiul acesta al muzicii și cât dă Dumnezeu sănătate, putere de muncă, voință există, putință să mai fie, îmi doresc să continui în acest domeniu, să mă pot bucura eu și dacă reușesc să bucur și pe alții, prin muzica pe care o fac, nu împreună, ci împreună cu oamenii cu care lucrez, nu pot să fiu decât împlinit. Sunt puțin egoiști muzicienii din prisma faptului că avem această plăcere de a ne bucura atât de tare de muzică. Dacă nu am avea această plăcere personală sau n-am pornit de la ea, cred că n-am putea o reda mai departe. N-am putea să o împărtășim și altora. Este important să descoperi în tine rezonanța muzicii, vibrația ei, să te lași purtat de tot felul de imagini, de tot felul de senzații pe care ți le creează în interior muzica, pentru a fi capabil după aceea să le recreezi tu, să le poți împărtăși celorlalți, cum spuneam. Deci, din acest punct de vedere, dacă considerăm faptul că întâi o trecem prin filtrul personal și după aceea, ca să putem să o redăm în spațiul exterior din nou, n-aș spune că este un egoism. Este un proces normal, firesc. Alexandru Pașcanu a definit corul ca fiind o orgă imensă, a căror clape sunt sufletele coriștilor pe care le accesează dirijorul. Care este rolul real al dirijorului? Aici este minunată definiția pe care a dat-o Pașcanu, pentru că, într-adevăr, vocile, aparent, sunt instrumentele pe care le ai la dispoziție pentru a prelucra și a șlefui sunetul coral, dar, în realitate, vocile sunt expresia ființei, întregii ființe a artistului liric pe care l-ai în față și involuntar deja am virat spre spațiul acesta al corului profesionist, dar sigur că avem și experiența noastră și împreună, nu? Cu corul de studenți. Chiar și în formare un artist, un muzician, este important să reușești să-l determini să participe la acel act cu întreaga sa ființă, cu spiritul. Afectul este o condiție foarte importantă pentru ca produsul obținut să devină unul omogen, unul care trăiește, da? Care poate exprima, care poate emoționa. Recunosc, pe de altă parte, că în acest domeniu profesional, sigur, fiecare artist are
propria sa personalitate și, în general, artiștii au personalități destul de bine formate, destul de bine conturate. Unii poate sunt cu orgolii mai mari, există, suntem oameni, avem poate anumite slăbiciuni, fiecare dintre noi, dar este important să înțelegem de fiecare dată că într-o repetiție și mai ales într-un concert trebuie să abandonăm aceste tentații care sunt nocive pentru actul artistic și să lăsăm posibilitatea dirijorului, că asta este menirea lui în definitiv, să aducă la unison, la un unison și la omogenitate, nu doar din punct de vedere tehnic, vocal, ansamblul său, ci și din punct de vedere emoțional. V-aș spune că, de fapt, asta este menirea principală sau cea mai importantă a dirijorului, să-i facă, să-i determine pentru câteva minute, pentru o oră cât e un concert, pentru câteva minute cât e o piesă, să-i facă pe artiștii din fața sa, pe colegii din fața sa, să vibreze la unison. Cum faceți dumneavoastră asta? Păi, în primul rând, sigur, pornind la premiza că conținutul muzical există, să zicem așa, două întrebări simple. Ce cântăm și cum cântăm? Ce cântăm ține de bagajul fiecăruia cu care fiecare vine și există niște condiții preliminare pentru a putea aborda un repertoriu, pentru a putea cânta o piesă muzicală. Solfegiu și așa mai departe, cunoașterea limbilor străine sau... Dar, după aceea, la răspunsul la întrebarea cum cântăm sau cum aducem produsul la unison, cred că deja aici sunt diverse maniere pe care dirijorul le poate avea. Povestind din experiența sa, repunând în context stilistic, istoric, știu și eu, lucrarea, compozitorul, poate este o lucrare în primă audiție absolută, vine, este invitat poate compozitorul, dacă avem șansa să fie printre noi. Cum mărturisesc că zilele viitoare se va întâmpla la București cu unul din proiectele pe care le am și chiar am avut bucuria să l-am prezent pe compozitor, pe Andrei Tănăsescu, și mi-aduc aminte că prima mea întrebare pe care am adresat-o în plen după ce am făcut prezentările de rigoare a fost: maestre, vă rugăm să ne prezentați puțin povestea acestei lucrări, un oratoriu pe care dânsul a scris în tinerețe, mă rog, Luceafărul. Nu vreau să intru acum în aceste detalii, doar exemplificam, este, cum să spun, face parte din viață, totul este viu, totul se întâmplă de multe ori ad hoc, adică dirijorul trebuie să aibă această perspicacitate, nu doar la nivel tehnic, cât și la nivel emoțional, uman, să poată scoate din tolba sa de unelte și tehnice și spirituale, să spunem, acele instrumente, unelte, cum spuneam, cu care să poată face reglajele fine ale conștiințelor, nu doar ale glasurilor oamenilor aflați în fața sa. Există vreo diferență între dirijorul de cor și cel de orchestră? Cu siguranță că există. Există diferență, dacă intrăm în amănunt, diferențe destul de mari. Aparent, sigur că toată pledoaria mea viza misiunea dirijorului de cor și vrând nevrând am alunecat pe această pantă a dirijorului de cor. Sigur că ambele categorii de dirijori se manifestă cu brațele, poate dirijor de orchestră sigur care și o baghetă la dispoziție, deși mai nou mulți dirijori de orchestră renunță la baghetă. Dar dincolo de aceste aparențe, da, faptul că se manifestă cu brațele, este de fapt întregul proces din spate, care, așa cum spuneam, presupune pentru dirijorul de cor o muncă susținută, elaborată, dusă în ani de zile. Să poți construi un cor, ai nevoie nu de o repetiție, două, cinci, zece, ai nevoie de ani de zile pentru a aduce acele voci împreună. Mai mult decât atât, dirijorul de cor este cel care cultivă sunetul coral,
soundul, ca să mă exprim puțin pretențios, coral. Pe când dirijorul de orchestră sigur că este interesat de sunetul orchestrei, dar după cum știm, dirijorii de orchestră vin și pleacă. Au un proiect de o săptămână, vin lunea la repetiții, au câteva repetiții, joia, vineri au concertul, au plecat la altă orchestră. Deci ei vin și expun în mod concentrat și foarte profesional viziunea interpretativă asupra repertoriului ales și merg mai departe, pe când dirijorul de cor zăbovește mai mult asupra unui repertoriu, dar mai mult decât atât, zăbovește foarte mult, cel puțin asta este optica în școala în care m-am format și dacă o să avem timp o să fac referire, câteva referiri și aici. Sigur, zăbovește, cum spuneam, foarte mult asupra formării sonorității corale. Ce legătură se creează între dirijor și public, de fapt? Pentru că dirijorul stă cu spatele la public. Cum creați dumneavoastră, dirijorii, relația cu publicul? Este această dimensiune sau această comunicare tridimensională, să spunem, triunghiul semiotic, nu? Avem dirijorul care este în centru cu fața spre cor, avem coriștii care sunt cu fața spre dirijor, dar cu fața spre public, da? Și avem publicul în spate care receptează ceea ce coriștii, la îndemnul și la impulsul afectiv și tehnic, desigur, al dirijorului, construiesc împreună. Și atunci se creează acest cerc, acest cerc energetic. Dirijorul poate capta reacția, chiar dacă stă cu spatele, energia publicului și în funcție de asta, poate și intensitatea aplauzelor între piese, știu și eu, poate și expresia sau lumina ochilor coriștilor, poate să-l ajute pe dirijor în a percepe fin, să spunem așa, emoția sau reacția publicului. Și este foarte important să avem un public în sală. Să știți că acești 2 ani în care am fost văduviți de acest lucru, n-am putut să susținem concerte sau puținele concerte pe care am reușit să le susținem doar în fața camerelor, ne-au cam afectat într-o bună măsură, pentru că am pierdut acea emoție și comunicare directă cu publicul. Asta v-a afectat și actul artistic? Bineînțeles că n-a fost... Sigur că noi am cântat cu tot sufletul și cu toată dăruirea de fiecare dată când am apărut în perioada pandemică, dar cu siguranță n-a fost aceeași emoție și aceeași vibrație. Asta. Ce aduce publicul în plus? Aduce căldură, energie. Poți să știi acum, sigur că un concert are un repertoriu presetat, dar pot fi și alte recitaluri în alte contexte în care poți să redimensionezi în timp real, să zicem așa, lungimea actului artistic. Și atunci, în funcție de vibrație, feedback-ul pe care îl simți de la public și, cum am spus, e vorba de privire, de zâmbet, de lumina feței, de intensitatea aplauzelor, poți să știi dacă publicul gustă mai mult sau poate mai puțin ceea ce îi cânți sau cum îi cânți, cum îi prezinți. Dar, în general, nu a fost cazul să nu fim primiți cu bucurie și plăcere. Care a fost cea mai mare provocare a dumneavoastră în calitate de dirijor? Toate sunt provocări, dacă stau bine și mă gândesc. Bine, dar și cea mai mare? Cea mai mare. Este greu. Fiecare provocare, cum să zic, mă întrebuințează într-un mod particular. Dacă acum, ca să am, cum să zic, un răspuns la întrebarea adresată, aș putea să spun că, de pildă, participările în edițiile Festivalului Internațional George Enescu, în care se cântă lucrări de mare anvergură și mai ales cu mari orchestre ale lumii, condusă de mari dirijori ale lumii, sunt poate cele mai impresionante provocări profesionale pe care le-am avut până acum alături de corul Academic Radio, pe care îl conduc de la începutul anului 2016. Am avut 3 ediții de festival acoperite. Și atunci pot să spun că deja
am cunoscut orchestre fantastice ale lumii și am reușit să cântăm lucrări care în mod normal în România nu o să le auzim prea curând cântate, opere știu și eu de Hindemith, ca să vă dau doar un exemplu. Nu vreau să intrăm în detalii prea tehnice așa. Da, păi ar fi un pic dificil pentru cei care ne urmăresc și nu sunt în domeniu. Da, de asta eu vă înțeleg că sunt în domeniu, dar pentru cei care ne urmăresc, poate că este interesant, dar vă trebuie să ia câteva lecții, să știți. Atunci mă adaptez. Dirijorul de cor creează și orchestrează cu propriile mâini stări, așa cum ați spus dumneavoastră mai devreme, pe care le transmite până în vârful degetelor. Practic. Stări prin care îi invită pe coriști să trăiască construcțiile realizate de el, cum a spus dumneavoastră mai devreme, dar dincolo de scenă. Cum trăiește stările un dirijor? De fericire, de tristețe, de dragoste? Nu este... Știți, în domeniul acesta reformulez puțin începutul răspunsului la întrebarea adresată. În domeniul acesta al dirijatului, sau în general în domeniul muzical, profesional, se folosește acest apelativ, așa, care de multe ori are conotații ușor peiorative. Maestre, 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 toată lumea se salută în acest domeniu. Și cu strânge maestre. Mâna. Și strânge mâna. Intens și, și îndelung. Așa. Cred că pentru a fi cu adevărat maestru trebuie să ai 10 de ani în spate și șansa de a avea eu ca învățăcel, ca discipol, un maestru cum a fost maestru Nicolae Bica, cel care m-a format, a fost o șansă unică și căreia îi datorez existența mea din prezent ca dirijor. Dar dânsul cu adevărat a fost și este maestru. De ce? Pentru că a acumulat experiența a 10 de ani în acest domeniu al cântului coral-vocal. Ce vreau să spun cu asta? Este foarte important să ai în spate experiențe de viață, nu doar profesionale, ci de viață cât mai diferite pentru a putea și a reuși în fața corului sau ca interpret în general. Că noi am delimitat acum sau am nuanțat discuția țintind-o cu predilecție spre zona dirijatului coral. Dar și un pianist și un violonist recrează imagini. Da? Și atunci, prin muzica pe care o cântă. Și atunci, pentru a se putea exprima cât mai divers, cred că ar trebui ca experiențele de viață personale să fie cât se poate de diverse. Citind, călătorind, cunoscând oameni cât mai mulți, din medii cât mai diferite, gustând și absorbind și din alte domenii culturale sau artistice, teatru, balet și așa mai departe. Dar bine, mă gândesc că muzica poate și ea la rândul ei să ne învețe câte ceva în sensul acesta, adică să trezească în noi revelații. Și invers poate fi așa. Dumneavoastră ați trecut prin așa ceva? Acum, sigur că muzica este prezentă zilnic în viața mea. Sunt la o repetiție de cor. Cumva să vă trezească imaginația. Păi cu siguranță mă provoacă la fiecare repetiție. Sigur că trecem imediat de nivelul acela de cunoaștere a partiturii și atunci trebuie să creăm povestea partiturii respective. Cum o creăm împreună? Încerc prin anumite, așa cum spuneam la început, aduceri împreună, ca simțire, să creeze acea coeziune spirituală între oameni. Am o repetiție, după aceea decor, după aceea fug, știu și eu, să predau niște cursuri. Am alți oameni în față, de alte vârste, alte interese. Trebuie să mă transpun la nivelul lor de înțelegere și de percepție, dar cumva trebuie să reușesc și să mă adaptez. Pot să fac asta exact același șablon sau conținut pe care l-am expus cu 4 ore mai devreme la coriștii de la radio, să-l spun studenților? Poate că da, poate că nu. Poate funcționează, poate nu. Încercăm, testăm. Este un dirijor, este de fapt
un meșteșugar în laboratorul său în care prelucrează, așchiază, șlefuiește, înșurubează, deșurubează, desface, lipește, iar taie, compune, descompune. Adică este un proces foarte viu, foarte activ, până se ajunge la modelarea finală, de care sigur că niciodată nu ești mulțumit 100%, totdeauna te gândești, mai privești dintr-un unghi și te gândești că poate mergea aici o tușă mai așa, un sunet mai nu știu cum. Ideea este că e un proces continuu viu care te atrage și de aceea dacă noi repetăm în muzică, nu? Un concert cu același playlist, ca să mă exprim așa mai actual, nu? Cred că emoția primului concert e posibil să nu se regăsească în al doilea concert. Ce vreau să spun este că al doilea concert poate să sune total diferit, deși titlurile erau aceleași. Bine, dar revenim, să știți că... Așa, revenim. M-am îndepărtat de răspuns. Puțin, da. În afara scenei, cum simțiți dumneavoastră? Există, se poate ca dirijorul, pentru că trebuie să transmiteți foarte multă emoție, aveți în față... cât? 40, 50, se poate și mai mult. Mulți corești. Aveți și publicul, deci se poate dubla. Cum simțiți stările în acel moment și dacă există o diferență între ceea ce simțiți pe scenă și în afară? Este vorba, când ești pe scenă, este vorba de o emoție constructivă, trebuie să o ai, dar nu o emoție care să te paralizeze sau să te scoată, cum să spun, din acest proces artistic, adică trebuie să fie până la o anumită limită emoția. După aceea este vorba de concentrare și după aceea este vorba de libertatea momentului. Până la urmă, fenomenologic vorbind, punem între paranteze tot ce am învățat, nu? Și mergem, lăsăm frâul liber fanteziei, imaginației noastre, dar, sigur, structurată și calată pe tot ceea ce am studiat. Asta în scenă, pe scenă, dar în afară sunt poate diverse activități și, sau debușeuri, ca să le spun, nu? Pe care orice om le poate avea. E o anumită trăire, o anumită încărcătură pe scenă și un anumit consum în bună măsură și atunci ai nevoie, te și încarci pe scenă, dar și te descarci. Ai nevoie poate de alte știu și eu repere în viața cotidiană pentru a te reumple, ca să spun așa. Și aici, sigur că fiecare și le poate găsi. Fiecare își găsește. Sigur. Ce poți trăi prin muzică și nu poți trăi prin nimic altceva? Nu știu dacă... În primul rând, muzica este un limbaj universal. Asta, de aici plecăm. Am spus și eu. Știu. De aici plecăm. Da, adică, cred că este limba pe care o poate înțelege oricine de pe acest pământ. Și un chinez, și un... african și un, nu știu, american. Muzica, așa cum spuneam la un moment dat, are această putere fantastică de a aduna la oaltă spirite, de a înmuia suflete, de a depietrifica conștiințe. Este importantă muzica și de aceea țările civilizate care au înțeles rolul educației muzicale de la vârste fragede și formarea deosebită pe care o poate avea, impactul deosebit pe care îl poate avea muzica în formarea tinerilor, elevi, sunt acum țări care au, cum să zic, un nivel de civilizație mult mai avansat decât poate chiar și țara noastră, nu? De ce să nu spunem? Asta e realitatea. Muzica este, ar trebui să nu lipsească din viața noastră. Cred că asta ar sintetiza totul. Muzica nu trebuie să lipsească din viața noastră, dar trebuie să avem, pe de altă parte, niște repere, niște modele pentru a nu a lua drept muzică, orice sună. Nu orice sună este muzică. Dar ce este muzica? Muzica este cea care gândi într-un mod plăcut
urechea, dar și urechea sufletului și a conștiinței. Valori pe care, cum să spun, le preiei din familie, din societate, le cultivi mai departe. Acestea sunt, se schimbă de la o generație la alta, dar este bine să nu se răstoarne, să ajungem cu scara cu susul în jos. Cred că știți foarte bine la ce mă refer. Există și anumite genuri și anumite mesaje purtate în muzici și atunci trebuie să vedem dacă ne facem mesagerii unui curent de genul acesta sau vrem, așa cum muzica și arta a fost inventată pentru a reda până la urmă frumosul și adevărul. Mi-aduc aminte cu drag din tratatul lui Tudor Vianu, Estetica, în care spunea că artistul, compozitorul sau creatorul actului artistic are misiunea de a-și transmite mai departe actul artistic ambalat în ambalajul preferat al publicului. Iar eu stau și mă gândesc la muzica contemporană, muzica comercială pe care o avem noi, că poate artiștii își doresc să transmită mesajele lor, dar ambalate în ambalajul preferat al publicului. Dumneavoastră, ce părere aveți? Eu nu condamn pe nimeni. Până la urmă este loc sub soare pentru toată lumea. Acum, cum să zic, fiecare pădure are și cu soiurile sale, ca să mă exprim puțin mai elegant, așa. Nu vreau să fiu dur și să acuz pe nimeni, sau ideea este că, din punctul meu de vedere, un artist clasic este bine și mulți, marea majoritate o fac și eu personal, ascult și alte genuri de muzică, da? Și îmi face deosebită plăcere din alt spectru decât cel clasic. Da? Nu vorbesc aici doar muzică corală sau simfonică sau vocal simfonică sau operă. Dar îmi place de pildă foarte mult jazz, îmi place muzică pop, dar o muzică care trebuie să aibă o consistență și un mesaj, o consistență muzicală, da? Să nu fie, cum să spun, ritmuri care te, câteodată te alienează așa și te scot, nu știu, în afara conștiinței tale, habar nu am, sau, cum să zic, muzici goale, două, trei sunete repetate, care, din punctul meu de vedere, nu spun mare lucru. Să nu mai vorbim de suportul textual. Dar nu vreau să intrăm într-o analiză elaborată pe această temă. Așa. Da, mi-e râd pentru că mi-aduc aminte de orele cu dumneavoastră în care povesteați foarte, foarte amănunțit aceste detalii. O întrebare la care aștept un răspuns sincer, să știți. Care a fost... au fost sincere. Sunt sigură de asta. Care a fost cel mai profund moment pe care l-ați trăit în calitate de dirijor? Aici chiar că mi-este foarte greu să fac un clasament. Fiecare repertoriu abordat, fiecare piesă are profunzimea ei. Dacă suntem superficiali și poate câteodată din cauza lipsei de timp pe care îl avem la dispoziție pentru a pregăti un concert, un proiect sau o piesă primită pe ultima sută de metri, poate că lucrurile n-au fost suficient de adâncite, dar nu cred că poate să nu existe o profunzime dacă, cum să zic, dacă dorești să creezi o emoție. Adică emoții de suprafață nu le poți crea dacă doar apelezi la primul strat epidermic, așa o poleială, și hai să facem muzică acum, să dăm din mâini, ne facem că interpretăm ceva, fără să credem cu adevărat în ceea ce cântăm, ceea ce mesajul pe care îl rostim. De asta mi este foarte greu să răspund la întrebarea asta dând sau țintind către o anumită piesă sau un anumit concert. Cred că fiecare dintre concertele pe care le susținem trebuie să aibă și ea încărcătura și profunzimea lor, trăirea lor profundă.
De ce să vină publicul la concerte? Păi, în primul rând, ar putea fi, iată, după 2 ani de pandemie, o bună ocazie de a ne reconecta între noi. Am stat izolați, fiecare la casele lui sau cu foarte puțini prieteni, n-am avut voie să ne vedem, nici rudele între ele, nici membrii unei familii câteodată nu au putut sta împreună. Comunicarea, socializarea sunt două valori pe care de care oamenii au nevoie. După aceea, sigur că muzica înnobilează și cred că este bine să facem lucruri, așa cum spuneam la un moment dat, cât mai diverse în viață, să gustăm din cât mai multe laturi pe care această experiență pe pământ le poate dezvălui. Și a merge la un concert coral, de ce nu? Poate părea desuet, muzica corală nu mai este en vogue, nu mai este de actualitate, pentru că este, după, chiar și la distanță de 30 de ani de la Revoluție, este încă asociată de poate multe persoane cu muzica aceea de preamărire a vechiului regim și așa mai departe. Cred că și în muzica corală se pot face și se fac progrese foarte mari și se pot exprima într-un mod specific, nu? Cu instrumentele pe care le avem la dispoziție și să adun la oaltă o multitudine de voci, care vocea știm cu toții că este cel mai rafinat, instrumentul perfect, este emoția cea mai puternică până la urmă, sau se poate crea cea mai puternică emoție. Și atunci, de ce n-ar vrea publicul să fie părtaș la o astfel de experiență, nu? Să fie parte din acea experiență. Deci, muzica poate înnobila suflete și, cum să zic, este, până la urmă, și un act de cultivare a spiritului, de a da mai departe un exemplu, poate generațiilor mai tinere, părinții să vină cu copiii, știu și eu, bunicii să vină cu copiii. Pot fi diverse variante pe care le putem alege. Invit pe toată lumea să participe și pledez foarte puternic pentru muzica corală. Recunosc că în cea mai mare sală de muzică clasică din România, care este Sala Radio, care are 930-950 de locuri aproximativ, este foarte greu să umpli sala la un concert de muzică corală. În acești 6 ani, de când dirigez corul radio, am avut bucuria ca unele dintre concerte să fie cu sala plină, dar nu este lucru simplu sau ușor să în ziua de azi să faci treaba aceasta. Acum trebuie să ne repunem pe treabă după pandemie, pentru că cu siguranță lumea așa că am pierdut reflexul acesta și poate că doar curiozitatea sau dorința de a participa într-o sală de concert după 2 ani de stat acasă îi poate anima pe curioși din nou să fie alături de noi în sală de concert. Am început emisiunea vorbind despre frecvențe și acum urmează ultima întrebare pe care o am pentru dumneavoastră. Dacă ar fi să lăsați o frecvență în univers pentru totdeauna, care să vă reprezinte pe dumneavoastră, care ar fi aceea? Ce întrebări îmi pui, Ioana, foarte delicate. Îți mulțumesc foarte mult. Foarte profundă. Cu siguranță, asta doar ca să glumim noi puțin, iar, cum să zicem, ducem discuția într-o zonă foarte, foarte particulară, foarte profesională. Există armonicele superioare și armonicele inferioare ale unui sunet. Cu siguranță aș alege din spectrul armonicelor superioare. O să explici tu în altă emisiune despre ce este vorba. Vă rog să explicați dumneavoastră. Nu știu dacă avem acum... Un sunet nu există, sau când auzim un sunet, acesta este de fapt produsul vibrării, să zicem, corzii în mai multe părți din ea, nu doar în întregul ei. Și atunci fiecare care parte sau raport din întreg creează o anumită frecvență care se suprapune peste frecvența de bază, creând astfel acest veșmânt armonic, da, culoarea, să zicem, armonică a sunetului respectiv. În orice caz spuneam că aș dori să fie
O frecvență pozitivă. O frecvență pozitivă. Dacă aș spune și aș da un număr, 440 este reperul pe care îl folosim, nu? În principiu în muzica corală, ca să ne luăm laul, etalon, să ne putem acorda la diapazon și atunci poate fi un răspuns ușor vanitos. Sigur că mi-aș dori să cred că pot marca conștiințe, spirite și pot lăsa ceva în acest domeniu, în urma mea, dar nu este acesta un scop în sine. Până la urmă vreau să-mi fac onest această meserie, această vocație pe care am, pe linia căreia am mers. Și cred că frecvența este cea care poate emoționa și aduce la oaltă spirită. 2 câte 2, 4 câte 4, 20 de oameni într-o clasă, 40 de studenți într-un ansamblu coral, 60 de artiști lirici într-un cor, cum este corul Academic Radio, 900 de oameni într-o sală, cum este sala radio, și așa mai departe. Credeți că o puteți găsi până la următorul dumneavoastră concert? O caut. Asta declar, cum să zic, cu cea mai mare sinceritate. O caut. Sunt în căutarea frecvenței acelea. Nu știu dacă o voi găsi. Sunt sigură că o veți găsi. Nu știu. Asta rămâne de văzut. Bine. Vă mulțumesc frumos pentru răspunsurile dumneavoastră interesante. Ca de fiecare dată, e o plăcere să vă ascult. Acesta este Brașovul tău. Ne vedem data viitoare. Eu sunt Ioana Mircea. Pe curând!